Băi, sunt acolo, au ajuns băieți. Da? Da. Mai e. Mai vin colegi. Răbunge, găseam, acum să luăm o mașină să plecăm. Wait. Colegii au venit cu mașina, deștept, de pe jos. Deci noi cu Victor suntem acum, să știi. Mi se pare că văd o persoană îmbrăcată în portocaliu. Ăla nu poate fi decât călugăr. A ieșit un călugăr. Hello, we bring an offrand. I-am arătat că vrem să facem o ofrandă. Ofrand, yes. And we need a blessing. Yes. Stai să mergem după el. În timp ce noi mergem să facem ofranda în templu... Bravo, mă! Hello! Bravo, mă. Hello! Ce faceți voi, nu? Lucrătorule. Deja găsiseră un călugăr. Deja Selina și Victor îl aveau pe călugăr exact în poziția deci în care trebuie. Trebuie să ne descălțăm aici. Ne-am rugat, sigur, da, cu siguranță. Trebuie să ne descălțăm. Se îndreptau spre locul unde trebuiau să ofere ofranda și să primească binecuvântare. Am așteptat ca Nicolae și Sorin să termine ofranda de oferit și de primit binecuvântarea. Thank you. Thank you. Have blessing. Thank you. Thank you very much. Adida și... Au terminat, ne-am dus să repede și noi. I-au câștigat timp și cu mașina, dar au câștigat timp și pentru că am găsit noi călugărul vreo 5 minute cât l-am căutat în templu. Era un ceafa noastră. Să iau mașina lor. Da, exact. Asta e viața. Că nu, dar n-au voie. Și am fugit repede la mașina lor, eu gândindu-mă că regulile sunt, că ei nu mai au n-are voie o mașină să te aștepte. Acum că... Thank you so much. Pe da, doar ne-a dat binecuvântarea, a luat produsele și gata. Can you take us to the highway? Not with them. No, we can't. You can't do that. No. Zic, yes. Șoferul lor fidel, că nu că așteaptă pe ei. Și ne-am explicat că regulile jocului... Interzis cu ea. You can't them. No, not them. Us. Hai yes. Să mergem. Ei nu pot să ia mașina și atunci am zis oricum să ai de pomană. Adică... Bagă. Hai. Era mașina noastră, oa! Nu voi să vă așteptă mașina! Nu voi să vă așteptă mașina! Vă lăseam, jur! Alo, e mașina noastră, boss, ce faci? Noi le explicăm, băi, n-aveți voie, încercăm să-i explicăm. Păi n-avem voie, dar nu vrem să ne ducă nicăieri unde trebuia să ajungem. Ne scoate doar la principală, nu ne duce până acolo. Vrem doar să ne scoată la stradă, nu vrem... Strada principală, că știm că nu avem voie. Hai, focul de paie s-a stins imediat și am urcat toți în mașină. Ei au fost de acord, noi am fost de acord. Hai, gata, bravo, suntem șmecheri. Ai. Până am aflat de reguli că, de fapt, dacă ești pe un drum necircular și n-ai cum, mașină nici cum să găsești, e voie două echipe. Putem să împărțim aceeași mașină de echipă până la un drum principal, unde sunt mai multe mașini. Ia uite, au plecat. Ia-te-le, salut! Și am zis, hai că totuși suntem bine, suntem după ei care plecaseră primii. Ce nasol, vezi când ești primul? Noi cum eram fost primii? Bă, oare mergem în direcția bună, nu știm, nimeni, ce căutăm. Pe dealul ăia. Hai să găsim cuvântul care e dublu, asta, cu linii galbene. Bănuiam că ar fi o vocală. M-am gândit eu că vocalele leagă consoane și construiesc silabe și le faci pe pen. Și hai să mergem să mai dăm o tură. Hai, repede. Urtător. Uite fusta asta. Nu e fusta aici? Sunt aici, da. Uite-le, băgalea. Și vedem fustița aia prima pe care nu o văzusem niciodată până atunci. Era lite la L. Luptător! Haide, dă-i! Luptător, am spus bine? Luptător și cu litera care practic se repeta cu era tânul. Gata, codul este 7932, trebuie să-ți schimbi cutia! Vai de mine, am avut senzația că a trecut jumătate de zi cât am căutat fustele alea și literele. Odată ridicat vălul de ceață de pe cuvântul luptător, următoarea misiune ar trebui să decurgă mult mai lesne într-o țară a oamenilor darnici, tailandezii, obișnuiți să ofere, cu atât mai mult când le oferi la schimb suveniruri românești. Where? Where? There? There? Okay. Hai să oprim o mașină.
Aveam deja toate cele 7 obiecte. Trebuia să ajungem la un templu și am ieșit în stradă și am început să oprim mașini. Și am oprit o mașină, o familie cu un bebeluș în față. Și asta m-a ajutat foarte mult, că până să vorbesc cu ei, l-am gâdilat pe la mic un pic și și-au dat seama că sunt impresionată, că e frumos, că e ce părinte nu vrea să audă că are un copil frumos și... Yeah, 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 with you, yeah? Ok, on the back. Thank you. Ce frumos ești, mama! Greu, greu s-au prins, dar până la urmă ne-au luat. Cu umilință și cu respect, cu gesturi calculate, veți cere ca Moncon să fie binecuvântate. Ai spus triunghi? Ah, ba nu, asta e aia care se dublează, că e cu dungi galbene. Ăștia sunt aici. Că sunt la litere, fiate. E posibil să fie în alt loc niște litere. Uite, ei au plecat. Singurele indicii pe care le știam noi era că două dintre fuste erau identice. Că ar trebui ca una dintre litere să se repete. Adică să fie tator? Da. Nu? Luptător, mă. N-avem lâmane să mor eu. Să fie undeva, ea pune. Eu iar a intrat cu mine, dă-mi coace ce faci tu, că știu eu mai bine. Păi eu nu știu să scriu, că la autopen nu s-a făcut școală, la dascălu s-a făcut școală. Dacă scriu eu, na, nu dă bine, nici nu merge pixul la mine. Bă, e luptător, mă, termină, că trebuie să fie. Hai, mă, pune luptător. Dacă mai stau 2 minute, să vezi ce... Și-au luat telefonul și l-am trimis. Și am zis, ia să vezi ce scandal face asta. Uite, mă, codul, bă, deșteapta vieții mele, ia. Ești doar cu gura mare, inteligență zero. Dă aia, hai. Eu te-am dat cum mă face proastă. Nu, eu te-am făcut, asta. Inteligență zero. M-ai făcut proastă. Nu, amândoi suntem proști. Tu mai mult. A rămas în istoria Asia Express de cât de prost suntem. Da, am trimis asortare, creponat, spumante. Hai că s-a deschis, hai să mergem. Hello, sir! We are from a TV show, Asia Express. We have to get here. Ăștia deja sunt la autostop. Victor și Selina erau la drumul principal. It's a TV show, Asia Express from Romania. Three. We stay here in the back. Sau aici, please. Yes? Ia, stai să-i întreb. Hello. A, nu, n-am cum, n-am cum. Hai că stai în locuri. Nu intră, nu intră. Și mai erau și Nicolae și Sorin, care opreau mașini. Adică, eu cred că au fost la templu ei. Ok, o să stai let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Mai repede, mai repede, că noi trebuie să plecăm, omule. S-a dus dracul, uite-te. Mă, în momentul când echipa care cu tine e mașină, dintr-o dată scad tătiară, mă. Aș picioarele. Bă, cum au găsit ei, mă, primii? Please. A noastră e, hai! Nu, după un mult timp, se oprește o mașinucă cu o doamnă. Hey, hello. Bă, doamna, ce când ne duce undeva... Până în picea bun, până... care era în direcția noastră. În direcția aia... Yeah. Thank you very much. Come on, cap. Urcăm o mașină și merg cu ea. Hai, Doamne, ajută! Tanasire sanicam uthapacayino chattaro dhamma vatthanti ayuvanno sukhang kalang. Kapunkas! Și ne-a binecuvântat. Alea, hai că-l luăm pe ăsta. Am auzit mașină venind. Hai. Da, haide, că pleacă mașina. Hai. Spune, cobori și spui să ne aștepte. Miss. No, it's our, ne așteaptă. N-are cum să vă aștepte. N-aveți voie să o păstrați. Samsonica foarte îngrijorată pentru prestația noastră în această emisiune. Da, avut grijă de noi, da. Să ne spună că nu avem voie să păstrăm mașina și că o să ne primim penalizare. Dar n-aveți voie să o luați pe asta. N-aveți voie să luați aceeași mașină, Mihai. Dar n-aveți voie. E treaba noastră dacă primim penalizare, lasă-ne să luăm penalizarea și... Can you take us there? Hai să ducem asta, lasă-mă. Yes? Hai, luați. Acum, logic, venisem cu mașina, era mașina noastră și voiam să o păstrăm la plecare. Nu înțeleg, dacă am venit cu mașina voastră, și poate aș fi ce ai cedat, Mișule? Pentru că... Pe ce criteriu ai cedat tu și ai spus, da, bine, hai, pentru că Anca în spate mi-a spus, Mihai, știi, și când am auzit așa, am zis, bă, hai mă, las-o totuși, poate au nevoie de mașină. Îți spun și eu mai des, Mihai? Da, te rog. Ok, poate îți lipsă, nu știu. Please, take us just down to the main road, please. Just to the main road. The main road, just down. Hai, pula,
black or home, they're like a hot car. Please, it's five minutes from your life. I have baby at home. I have baby, look. Oamenii ăia, deși nu vroiau. Look, I have baby. See? Le-am arătat poza cu familia și am zis, uite, și eu am copii. Vă rog să ne luați. Ok, ok, hai, Andreea, ok. Hai, Andreea. Și ne-au luat până la drumul principal. Am scotat și de pe un călugăr. Un sfert de oră. Hello! Trec pe lângă noi Anca și Samson cu mașina înapoi. Wow, s-au dus cu mașina, s-au întors cu mașina. Se supere astea pe noi. Că zice, sunt dispus să se iau penalizare, numai să nu-mi luați mașina. Așa a zis? Da. Deci n-a fost nimic din răutate. Și în jocul ăsta trebuie să știi să te descurci cum poți. Lasă, dă-o încolo de mașină, hai să vedem că am găsit noi la plecare altceva. Că n-am vrut să escaladăm situația, să facem o ceartă ca la ușa templului acolo, mai ales că noi trebuia să facem ofranda, trebuia să intrăm acolo cu gânduri curate. Și că nu cu grabă, cu umilință. Uite un călugăr. Și du-te la templu acum să te mai bine comentezi, când eu trebuia să mă duc. Zed. Bă, nene, eu fumegam. Eu fumegam când am ajuns, vedeam și călugărul ăla. De gălat. Noi am furat găleata pentru ofrandă. Deci nu am furat-o pentru noi. Mișule, noi am furat găleata pentru ofrandă ca să ne binecuvinteze bentițele, să fim luptători și să avem protecție. Deci până la urmă tot pentru noi. Păi nu e că este într-un scop nobil, că n-am luat găleata să cărăm noi apă cu ea, ci am luat găleata să o ducem la templu. Deci suntem absolviți de păcate. Dar tu ar trebui să știi asta, pentru că tu ești fată de preot. Deci orice duci la biserică, mai de asta simt nevoia să mă spovedesc. Deci orice duci la biserică este bine primit, să știi. Plicuri cu bani, mâncare, mașini. Nu știu, tata, n-avea niciodată acasă cu plicuri cu bani. Păi nici oamenii nu sunt atât de generoși. Și crede-mă că l-am buzunărit mulți ani. Thank you. N-a reușit să mă calmeze. Au luat până la urmă mașina noastră. N-au luat mașina. Dar aveam binecuvântarea deja dată. Și acum au și motiv să ne voteze, gata. De ce? Pentru că nu le-am lăsat să ne ia mașina. Ba le-am lăsat-o la final. Nu le-am lăsat-o, că am zis e treaba noastră. Primim noi penalizare dacă nu vă lăsăm. Care-i fata? Dar de ce nu le-am lăsat-o? Uite așa că nu vreau. Și mă mai freca la cap cu ancuța ta. Mai sunt oameni în țara asta să nu fie aflat până acum că ai o mare slăbiciune și un mare handicap totodată pentru echipa noastră? O slăbiciune pentru ancuța? Că am și țipat în templu și n-aveam voie. Da, ideea este următoarea, că ea e fată de treabă. Dar n-a zis nimeni că nu e fată de treabă, că nici eu aici eu n-am venit să mă bat cu lumea sau să da. Stai puțin, nu face chestii de-astea și nu o face la modul ăsta ca și cum ți-ar păsa de mine. Când tu nu știi cum să-ți acoperi mai bine scuze de expresie. Da, asta e adevărul. Tu mi-o dai pe bunătate și pe vai. Ea a fost pe bunătate, mă. Vai, dar nu am, nu păstrați mașina, cum să fiți penalizați. Asta n-a zis ea, asta a zis. Era vehementă și Anca, dar Mihai n-a văzut asta. A văzut doar frumusețea și delicatețea și rafinamentul din Ancuța. Nu, altceva n-am mai văzut. Eu sper și ea să vadă că se uită direcția mea aceleași lucruri. Dacă n-a văzut până acum, la ce mai sperie? Adică, bun, eu înțeleg, dar păi, bă, la un moment dat te oprești. Când din 92 de când știi ce am învățat eu în viață? Suntem în 2024, mișule, scuză-mă, dar știi nu poți să mă-i blocat pe chestia asta, că ai o problemă. Știi ce am învățat eu în viața asta? Că poți să ai avantaje mari dacă îi dai unei fete o mașină. Nu știu cum e asta, eu nu pot să-ți confirm că n-am primit o mașină și nici n-am oferit avantaje. Vezi, dacă nu ai delicatețe și... Și nu sunt suavă. Sunt suavă. Mă rog, cred că toată lumea a observat până acum că sunt un pic ca băiețoasă. Am sunt tot timpul așa. Nu, mi-am dat seama. Hai că poți să fii și pasională de te bag sub masă, mișule. Omule, tată. Dă-mi o paie la altă. Nu, că mie îmi vine bine. Păi ia vezi dacă-ți vine și asta. Nu, ești la fel. Dar încearcă să vezi dacă-ți vine. Sunt la fel. Dar încearcă, mă. Nu mai freca. Mamă, ce figuri, frate. Asta nici atâta nu mă țin. Poart-o. Dă un colo de mașină, dar nu mai trecea nicio mașină pe acolo, pentru că se termina drumul cu un templu în capăt. De unde luai altă mașină? Nu te-ai gândit. Te înțeleg, aia e. De multe ori sentimentele acaparează rațiunea, nu e nicio problemă. Sentimentele o să de înțeleg bunătate. O dată, de două ori, de sentimentele da. De mi se bunătate, pare că deja mă. Se exagerează și nu pot să mai tolerez mult chestia asta. Eu sunt într-o competiție, nu sunt la insula iubirii aici. Nici eu nu sunt la insula iubirii. Sper că ți-ai dat seama că nu ești la insula iubirii. Nu, dar știi care mi se pare că ai confundat. Nu se crede toată lumea că îmi place cuța. Lumea ca lumea, dar să văd ce-i spui Ioanei. Deci o să vină Ioana și o să zică Mihai, vreau să avem o discuție. Păi nu că vreau să fac declarație în emisiune, nu este Ancuța mea. Pentru...